Ministerul Educației a virat inspectoratului școlar din județul Hunedoara sumele aferente plății burselor școlare, ceea ce permite respectarea la nivel local a termenului stabilit pentru plata către beneficiari, respectiv 15 noiembrie. În județul Hunedoara, în acest an școlar, sunt aproape 23.600 de elevi care vor primi bursă de excelență olimpică, de merit, tehnologică, socială și, în premieră, burse pentru mame minore. De aceasta, din urmă, vor beneficia 20 de elevi care au copii. Bursele școlare se acordă pentru lunile septembrie și octombrie. La nivelul județului Hunedoara am primit banii de la Ministerul Educației. La rândul nostru am distribuit aceste sume către unitățile de învățământ, astfel încât elevii care beneficiază de burse să primească sumele pentru lunile septembrie și octombrie. La capitolul Bursă de Excelență Olimpică 1 în județ există un singur elev care va primi ca răsplată pentru rezultatele sale 3.000 de lei pe lună. Un număr de 23 de olimpici hunedoreni vor beneficia și ei de Bursă de Excelență Olimpică 2. Mai bine de 8.200 de elevi hunedoreni vor primi bursă de merit, dar cele mai multe burse sunt cele sociale, peste 13.400. În jur de 1.900 de elevi vor primi și bursă tehnologică și, în premieră din acest an, mamele minore care își continuă studiile primesc un sprijin material lunar în valoare de 500 de lei. Valoarea totală a burselor școlare pentru lunile septembrie și octombrie se apropie de 15 milioane de lei.